Am intrat în postul Crăciunului, dar pentru că reprezentanții clerului ne învață că accentul nu trebuie să fie doar pe mâncare, ci și pe dezintoxicarea sufletului, să ne axăm mai mult pe ce spunem și ce gândim, decât pe petreceri. Așa că recomandările de astăzi pentru petrecerea timpului liber sunt în exclusivitate pentru bucuria sufletului și a spiritului. Iată ce vă propunem. În această seară, dacă vă grăbiți de la ora 19 în sala ProArte a Colegiului Național Decebal din Deva, încă mai puteți participa la concertul extraordinar susținut de violoniștii Gabriel și Simina Croitoru, tată și fică, în premieră în această formulă la Deva, cu turneul național Vioara lui Enescu, turneu ajuns la a 12-a ediție. Clubul Dialogul Artelor din Brad vă invită sâmbătă 18 noiembrie de la ora 11 la Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad pentru a celebra în avans Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Sub îndemnul Fă-te suflete copil, artiști locali brădeni vor expune diverse lucrări de artă plastică, scriitori locali vor lectura poezie haiku, iar un inedit atelier de pictură va avea loc chiar în timpul evenimentului la care toți participanții sunteți invitați să contribuiți pentru realizarea unei lucrări colective. Duminică 19 noiembrie de la ora 19 la Teatrul de Artă din Deva vă puteți elibera de stresul săptămânii urmărind piesa Mafia Femeilor, adaptare și reluare cu distribuție nouă, o comedie sau chiar o tragicomedie, depinde de percepția fiecăruia. Duminică, pentru cei mici, magie în baloane de săpun la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva de la ora 11, cu un scenariu conceput cu grijă pentru copii, cu muzică originală și o regie pe măsură. Spectacolul Magie în baloane de săpun este o experiență pentru întreaga familie. Sau puteți să vizitați măcar o zonă turistică bogată în vestigii istorice și tradiții pentru care a ajuns atât de renumit județul nostru. Puteți accesa site-ul Discover Hunedoara, pagina oficială a județului Hunedoara, și pentru început să dați curs invitației de a vizita cetățile dacice din Munții Orăștiei, că tot a fost ieri 16 noiembrie, ziua patrimoniului UNESCO. Și dacă nu știați, județul Hunedoara se bucură de un patrimoniu inegalabil. Pe teritoriul județului nostru se află unele dintre cele mai importante vestigii ale antichității, iar acestea au fost incluse în anul 1999 pe lista patrimoniului comun al umanității.